După foarte mult timp pot să vă spun în sfârșit cu mâna pe inimă că nu mai este secetă pe YouTube și că cineva reușește în sfârșit să facă un serial mai bun decât Sirenele lui Andra Gogan. Și trebuie să recunoaștem cu toții că este o performanță destul de mare să reușești chestia asta. Este vorba de seria Doza de Magneziu cu Gabriel M.G., care Gabriel M.G. vedeți că stă forță pe TikTok și s-a gândit să-și facă și un fel de reality show pe YouTube. Acum, de ce se numește Doza de Magneziu și nu se numește, nu știu, Doza de Omega 3 sau Doza de Calciu, nu știu. Ori mă gândesc că magneziu vine de la M.G., pentru că pe el îl cheamă Gabriel M.G. și magneziu M.G., nu? Hai că forță. Și legit nu este chiar cel mai bun nume ales pentru seria asta, pentru că este un contrast foarte mare dintre băiatul ăsta și magneziu. Pentru că din câte știu eu, magneziu pe lângă alte beneficii cumva te și liniștește. Dacă ești agitat și e magneziu, te liniștește. Și băiatul ăsta pare că trebuie să ia cu pumnul, pentru că om mai agitat, mai haosat, mai neîndemânatic, mai stângaș nu am văzut în viața mea. Deși, mă rog, el se descrie ca fiind altfel, cel puțin în intro. Nebun, ironic, arogant, amuzant, drăguț și uimitor. Cine se descrie ca fiind uimitor în afară de băiatul ăsta? Vă zic eu, nimeni. Vă dați seama să mergeți la un interviu de angajare și să vă descrieți acolo ca fiind uimitor? Păi ție și bătaie. Ce uimitor, mă, băiatule, ești, tu ești la interviu la Mega, singurul lucru uimitor de aici e salariu. E uimitor de prost. Ma! Eu sunt pe grabă, după ce ați întârziat, oameni buni. Mai îmi dau și chestia asta. Ajută-mă să-mi opun că nu pot. Ține asta, n-am cum. Da, du-te și închide ușa. Că oamenii au uitat ușa deschisă. Trimite-l pe omul ăsta care fuma și avea și el o treabă în telefon, trimite-l pe omul ăsta să închidă ușa, că de ce nu? Și nici bine nu începe clipul că omul nostru Gabriel M.G. pare că trebuie să se uite la ceva tutorial de pus la valiere. Plus că asta se întâmplă când îți bate cineva la ușă, e un băiat cu o lavalieră în mână și cu o cameră în mână care e pregătit să te filmeze. În caz că vă bate și vouă cineva la ușă și voi, Elene, să mergeți să vedeți, sigur e băiatul ăsta care vă așteaptă cu o cameră și cu lavaliera. Deci după ce că noi ne grăbim, efectiv, după ce că ne grăbim, mai nici n-am pus bine asta. După ce că ne grăbim să ajungem la tuns, suntem în întârziere. Ce faci fața asta? Eu ce? Trebuie să termin sigara. Termină sigara. Da, welcome in my apartment residence. Ma, verificam să văd dacă îmi sângerează urechile de la țipatul ăsta. Din fericire nu îmi sângerează. Welcome in my apartment residence. Și de ce urlă și e distras de orice altceva în afară de camera aia și la ce are de zis? Nu au trecut 5 minute din clipul ăsta și deja simt cum mă obosește băiatul ăsta. Mi s-a trântit acest apartament în brațe de către maică mea. În loc ca un om normal să-mi pună și mie naiba mobilă, ea mi l-a a plecat pisica. Deci e clar că nu-i place de mine. În loc să-mi pună și femeia o mobilă, să-mi-l mobileze, să arate ca în rezidență, mi l-a trântit așa în brațe. Ce om face chestia asta? Efectiv, ce om face chestia asta? Da, oameni buni, cine face chestia asta? Efectiv, cine face chestia asta? Să-i dai lofitul așa un apartament care este nemobilat, ce mamă să fii? Efectiv, ce mamă să fii? În loc să mi-l dea așa gata mobilat, să-mi pună și mie niște mobilă, efectiv mi l-a dat așa. Ce om să fii? Să-mi pună și mie naiba mobilă, ea mi l-a... A plecat pisica. A trecut o muscă. Sigur nu mă place. Sigur și-a luat zborul pentru că nu mă place. Nu pentru că am urlat ca un handicapat și am speriat-o. Să-mi pună și mie naiba mobilă. Ia mi-l-a... A plecat pisica. Să-mi pună și mie... Părerea mea despre Gabi... Păi... Pare puțin arogant. Dar nu prea e. E mai mult... felul lui de a face lumea să râdă, să se simtă bine, să-i facă pe alții să râdă, să... Băiatul ăsta pare că după ce îl setezi pe 2X, de-abia atunci o să vorbească normal. Mai și scrie pe tricoul lui că e perfect și o știe. E perfect de plictisit. Sunt șanse mai mari că băiatul ăsta să nu vrea să fie acolo decât să vrea să fie. Deși, mă rog, ăsta poate să fie rolul lui în emisiunea asta, nu? Deși emisiunea destul de mult spus, pentru că se vrea a fi un reality show, nu? Și o iei din nume, reality. Mă gândesc că nimeni nu ar trebui să joace niciun rol. Nu, el ce-a făcut și-a dus calculatorul.
Până la urmă o să-l arunc peste geam, mai ales că se joacă toată ziua LOL și au tastele alea obosite. Iar eu vreau să învăț și eu, ca un student iscusit, vreau să învăț și eu pentru... Uite, mai aici textele. Mi-au căzut textele. Ca un bucătar de săvârșit ce sunt, voiam să fac și eu niște clătite. Uitați, am aici rețeta. Uite, mai aici textele. Mi-au căzut textele. Ups. Mi-a picat rețeta. Ha, 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 ha. Am și eu textele pentru facultate și nu pot pentru că el toată ziua se joacă pe calculator și am obosit. Am aici rețeta pentru clătite și efectiv nu pot să fac clătite pentru că un bou din bloc dă mereu cu bor mașina și am obosit. Acesta este minunatul meu dormitor cu minunatul meu pat în care domnul mai dorește să vină pentru că nu are ce să facă acasă. Așa că întotdeauna am grijă ca partea lui de pat să fie întotdeauna nespălată. Da. Da, știe deja toată lumea, sunt student la actorie, anul 2, Hyperion, groaznic, pentru că o am pe mare actriță Rodica Mandache, ca actriță minunată, ca pedagog, mai bine actriță, și e obositor. Este obositor. Băiatul ăsta este dovada vie că oricine poate să reușească în viață. Voi vă dați seama să-l aveți profesor la actorie pe băiatul ăsta? Și asta ca asta, dar eu sunt curios să-l văd regizor pe băiatul ăsta la ceva film Marvel acolo, să ajungă pe platou unde e șmecheria în Hollywood, nu? Și să vezi cum le dă sfaturi la aia acolo, că băietor, ia fii atent aici. Fii atent, am spus, ești atent, da? Ce-ar fi să-mi dai mie ciocanul tău? Nu glumesc, dar fii atent aici, când te bați data viitoare cu Loki, încearcă să fii distras de orice altceva din jurul tău, să gesticulezi așa foarte mult, să urli la el, efectiv, să urli la el. Hai, acțiune! Și să-l vezi acolo pe Thor. Hap, ce faci băi Loki? Ce faci, am spus? Auzi bă Loki, înainte să ne luăm la bătaie și astea, voiam să te întreb, dar fără mișto, ți-a luat mătă apartamentul, mă? Zi-mă, fără mișto, ți-a luat? Păi și ți-l-a dat gata mobilat sau? Că și mie mi-a luat maica mea apartament, dar mi l-a dat așa, nemobilat. Ce fel de om face chestia asta, efectiv? Ce fel de om face chestia asta? Ia, uite o pisică neagră. Pis, 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 pis. Auzi, bă, Loki, ce față de prost ai. Voiam să zic de mult chestia asta, dar e așa față de prost și mereu am ținut să dai, chiar ai față de prost și ți-o zic acum. Problema este că noi ne grăbim la tuns foarte tare și vreau să-mi treziat. Bă, e pe vata. Îmi prind naiba degetul. Am închis ușa. Man, ce se întâmplă? Vă rog să-mi explice și mie cineva ce se întâmplă. Băiatul ăsta mai avea puțin să-și spargă capul încercând să închidă o ușă gata închisă. Și dă-l dracu de lanț, bă, te grăbești la tuns de jumătate de oră, dă-l dracu de lanț. Nu așa arată un om grăbit, dacă ești grăbit pleci dracu mai repede, nu mai stai să spui lanț, nu mai stai să te aranjezi. Omul se pregătește, se aranjează ca să se ducă să se aranjeze. Și mai era să-și spargă și capul, mă, încercând să închidă o ușă gata închisă, era să ajungă mai repede la urgență la Floreasca decât la tuns. Eu trei. Iubirea lui tata, vai! Frumusețe, vino încoace. Vino încoace, frumusețe, mică, să te iau gărbi în brațe. Mua! Ea este Miții, am salvat-o că i-a murit stăpânul acum anul trecut și venea frigul și stăpânul cu să blinda pe afară, tristă și singură. Mua! Pleacă. Deci ai făcut? Pisica aia nu cred că este de aceeași părere. Salvat este un cuvânt destul de mare. Și repet, așa arată un om care se grăbește la tuns. Se mai joacă un pic cu pisica, încearcă să închidă o ușă gata închisă, își pune lanț, lavaliere, chestii. Așa, fix așa arată un om care se grăbește la tuns. Stresată de cine? De tine, nu vezi cum îi faci? Te-ai uitat la față ei cât ai luat-o în brațe? Îmi iubesc pisica. Mai trebuia să și mănânce ceva și era rețeta perfectă, efectiv. Mi se părea tare să există un cadru cu băiatul ăsta la o șaurmerie, nu? Unde urla un pic și la ăia, că fără ceapă am spus. Fără ceapă am spus și mai repede că mă grăbesc la tuns. Ce fel de om face chestia asta? Ce fel de om pune ceapă în șaurmă? Efectiv, ce fel de om face chestia asta și mă grăbesc la tuns? Le-am zis că mă grăbesc la tuns. Ce fel de oameni nu se grăbesc când eu mă grăbesc la tuns? Păi nu se poate așa ceva. Efectiv, ce fel, ce... Ia, uite un avion. Da, măi, știi care e faza cea mai nasoală? Și mai vorbește și lumea pe scară. Gola! Așa. Oamenii de acasă
M-au înțeles complet greșit. De ce? Pentru că în online prezint ceva, iar în viața reală sunt altceva. Într-adevăr, îmi păstrez din personalitatea aia, că altfel ar însemna să fiu fake în online, dar ar fi minunat dacă oamenii n-ar mai compara online-ul cu viața reală, pentru că ar fi mult mai simplu. Greșesc? Nu greșesc, n-am înnebunit. În cazul ăsta, bă, sunt perfect de acord. Sunt oameni în online care, într-adevăr, cumva și-au creat un personaj sau mai multe personaje și nu reflectă neapărat ce fac ei în viața reală cu personajele pe care le-au creat pe internet. Pe de altă parte, sunt și oameni care cumva sunt naturali și cum îi vezi pe cameră, așa sunt și în viața reală. Fun fact, eu am avut ocazia să-l cunosc pe băiatul ăsta și în realitate și cu siguranță nu era atât de haosat ca aici. Poate joacă un rol, poate nu joacă un rol. Habar n-am, nu știu ce să cred efectiv. Răspunsul meu ar fi... Știți emoticonul ăla care e așa? Cred că descrie perfect ce face băiatul ăsta. Am întârziat și simt încet, încet cum mor. N-am întârziat niciodată, toată lumea știe că eu sunt o persoană punctuală. Și ce să vezi, șoc și groază, am întârziat fix. Astea le pun aici. Hola! Doar eu mă întreb dacă s-a dus în club să se tundă, pare că s-a dus în club. De ce e muzica aia atât de tare? Sunt eu nebun? E muzica mult prea tare pentru un barbershop, whatever, frizerie asta. Cum te înțelegi cu oamenii ăia că trebuie să le vorbești în ureche fix ca în club ca să vă înțelegeți? Bine, băiatul ăsta n-are niciun fel de problemă că urlă și la ăia, adică e fix ultima problema lui. Cu nu am spus să mă luați în părți, cu nu! Efectiv, nu se poate așa ceva. Ce fel de om te ia cu doi în părți? Nu se poate așa ceva. O să mă omoare, Ionuț. Salut! Îmi pare rău! I'm sorry! La ce muzică e acolo? Ar putea să facă și un bar. Îți aștepți rândul acolo, mai dai un shot, mai bei o bere, mai dansezi un pic, nu? Până îți vine rândul, mi s-ar părea bine. Și ce nu înțeleg eu de ce băiatul ăsta s-a dus cu el să se tundă? Adică, pe bune, n-avea altceva mai bun de făcut cu viața lui decât să se ducă cu ăsta să se tundă? Sau Gabriel Măgă al nostru, nu? Poate avea acolo nevoie de sprijin, nu? De cineva în spate să fie acolo. Hai, Gabriel, tata, hai că poți! Astăzi te tunzi, o să fie bine! Haide, te susțin, sunt aici în spate! Haide, Doamne ajută! Hai, Gabi! Sau mă gândesc că poate s-a dus să se tunde și el, nu? Asta ar fi singura explicație logică. Ah, da! Dacă mă ud, mă transform în sirenă. Râdeți, mă, de ce nu râdeți? Râdeți, mă, am spus! De ce nu râdeți? De când timp vin la Octavian Sârbu, cred că un an, pentru că știu că pe anul trecut... Ionuț! Acum un an a venit prima dată, nu? Blan, acum n-am. M-a întâmplit de tot. Dacă așa era și la școală, voi vă dați seama, mă, când era ascultat, că domnule Gabriel Măgă, în picioare, când s-a născut Ștefan cel Mare, știți? Ștefan cel Mare s-a născut... gura! 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 Nu, că eu știu când s-a născut Ștefan cel Mare, dar urlă cineva aici în spate și nu-și ține gura! Gura! Ștefan cel Mare s-a născut... ia uite o pânză de păianjen. De când n-ați mai făcut aici curat? Efectiv, de când n-ați mai făcut aici curat? Se poate așa ceva? Ce fel de om face chestia asta? Ce fel de om nu face curat? Uite, pânza de păianjen. Da, deci Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare s-a născut... Ștefan cel Mare... Nu că știu! Ștefan cel Mare s-a născut... Ionuț! 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 Când s-a născut, mă, Ștefan cel Mare? Ionuț! Și asta ca asta, dar voi vă dați seama, mă, să-l oprească poliția pe băiatul ăsta, că act la control. Ionuț! Efectiv, cine face chestia asta? Cine face chestia asta, efectiv? Da, nu, vă dau actele, asta e, dar cine face chestia asta? Cine-ți cere actele? Asta e, le-am aici, am aici actele, le-am pus aici. Știu că le-am pus aici. Ionuț! 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 Unde am pus actele? Îmi fac reality show pentru canalul de YouTube, să știe oamenii ce, Doamne iartă-mă, se întâmplă cu mine în viața asta. În această minunată, superbă viață. Câine! Al cui e? Alu Petru. Alu Petru? Nu știu cine e Petru. E super inteligent, frate. Câinele sau Petru? Vreau cum o să arate după tunsoarea asta. Lui... El nu prea are păr. Bine, are păr, dar e subțire, pare că nu are deloc, pare că începe să chelească. Chiar sunt curios dacă o să arate mai bine sau mai prost așa cu tunsoarea asta.
pentru asta s-a dus, mă, băiatul ăsta cu el atunci, efectiv pentru testimonialul ăsta. Să vorbească și el puțin despre părul lui, nu? Că ce dracu să faci mai bun cu viața ta decât să îți dai și tu cu părerea acolo, să fii în spate, să-l ții puțin de mânuță acolo, să-l susții acolo. Hai, Gabriel, tata, te tunzi astăzi, o să fie bine. Sunt aici în spate, o să fie bine, haide! Sunt foarte buni oamenii ăștia pe ce fac, de-aia și vin la ei, pentru că, cum sunt și eu, extraordinar în absolut tot ce fac, am venit la cei mai buni, la Ionuț, adică. La Ionuț sau la Ionuț? Ionuț! Și într-adevăr, Gabriel Măgă al nostru este extraordinar în tot ce face. Mai ales seara, când stă și el în canapea, se scobește un pic așa în nas, mai se bășește, mai una alta, este extraordinar, pentru că el, față de restul pârliților, pune pasiune când se scobește în nas și de asta este extraordinar în tot ce face. Opa! Hai și la valiera, că... Gata. Nici bine nu s-a ridicat de pe scaunul ăla, că iar îi cad chestii din mână, iar urlă. Iar e cu panică, iar, bă, este incredibil pur și simplu. Da. Dar voi, cine este frumosul ăsta? Tu să nu te de ochi. Cât vrei. Dar nu e portofelul ăsta. Ah! Mamă, dar fix în colț am dat. Ah! Faceți părui cu mine că la sfârșit de serie, pentru că ăsta este abia episodul 1, la sfârșit de serie băiatul ăsta moare sau ceva, sau ajunge de urgență la Floreasca, ceva tot se întâmplă. Acasă mai avea un pic să-și spargă capul încercând să închidă o ușă, gata, închis, aici... Aici se lovește de masă, îi cad chestii, repet. Cum de mai e în viață băiatul ăsta, efectiv, cum de mai e în viață, efectiv, eu stau așa un pic și mă gândesc, cum de mai e în viață băiatul ăsta? Efectiv, ce fel de om face chestia asta? Ce fel de om se împiedică așa? Încă miros un pic a transpirație. Efectiv. Cam atât și cu clipul ăsta, pentru că na, ăsta a fost episodul 1. Atenție, Oscar, efectiv, Oscar. Și în momentul în care filmez eu clipul ăsta, mai are episodul 2 și 3, mi se pare, încărcat pe canal. Ca o concluzie așa foarte pe scurt, legit, nu știu la ce m-am uitat, v-am zis emoticonul la care e așa. Mi se pare că descrie perfect ce face băiatul ăsta. Nu uitați că mă găsești și pe contul de Instagram, andrei.cosminana. Nu uitați să dați și un subscribe la canal și să aprindeți notificările dacă sunteți noi. Și noi ne auzim data viitoare.